Girafele sunt cele mai înalte mamifere de pe pământ. Picioarele lor sunt mai înalte decât mulți oameni, aproximativ 1,80 m. Chiar și girafele nou născute sunt mai înalte decât majoritatea oamenilor, atingând aproape 2 metri. Și au și ele o înălțime mare, între 4 și 6 metri. Un mascul adult crește în medie aproape de înălțimea de 6 metri, mai înalt decât 3 oameni, aproape 4 adulți. Girafele își ating înălțimea maximă destul de rapid, până la vârsta de 4 ani. De îngrășat sau de luat în greutate, continuă încă atâta vreme, până la 7 sau 8 ani. Greutatea medie la mascul este de 1930 de kilograme, 2 tone, iar la femele de 1200 de kilograme. Girafa aparține familiei Girafide, care cuprinde doar girafa. Atât. Bine, mai are o rudă, o capi. Numele girafelor provine din arabă, mai ales din cuvântul zarafa, care înseamnă cea mai înaltă dintre toate. Acum, dacă există un cuvânt care a descris odată ceva mai perfect decât zarafa, vreau să-mi spuneți în secțiunea de comentarii. De asemenea, mai înseamnă și cea care pășește repede, dar cea mai înaltă dintre toate se potrivește mai bine. Numele științific inițial al girafei a fost girafa camelopardalis. Acest nume provine de la ideea că trupul unei girafe arată ca al unei cămile și culoarea este similară cu a unui leopard. Cu toate acestea, de la această denumire, oamenii de știință au identificat 4 specii diferite de girafe și le-au dat fiecarea propriul nume. Girafa de nord, girafa camelopardalis, girafa de sud, girafa, girafa reticulata, girafa reticulate și girafa Masai, care o să enerveze pe oricine cu OCD, se numește girafa Tippelskirchi. Anual există o zi mondială care sărbătorește girafa pe 21 iunie. De ce 21 iunie? Este cea mai lungă zi din an. Și aici poți să oprești clipul. Aceasta este informația pe care poți să o spui colegilor tăi de lucru. Mă, tu știai ce e pe 21 iunie? Ce? Ziua girafei. Dar știai de ce? E cea mai lungă zi din an. Și gata. Dar dacă rămâi, ai ce povesti și mai târziu colegului de lucru. La fel ca amprentele umane și fulgii de zăpadă și dungile de pe spatele tigrilor și a zebrelor, și girafele au amprentă. Nu există două girafe cu același model de blană. Labele unei girafe au dimensiunea unei farfurii de diametrul de 30 de cm sau unei pițe medii. Limba girafei este albastră, albăstrui violetă și e lungă. Are până la jumătate de metru lungime. Culoarea întunecată previne arsurile solare, ceea ce este important deoarece limba este expusă mult la soare de la consumul de frunze. Limba și interiorul gurii sunt căptușite cu țesut dur care protejează împotriva spinilor din copaci. Gâtul este evident cea mai deosebită trăsătură fizică a speciei, măsurând până la 2 metri lungime cu o greutate de până la 300 de kilograme. Lungimea gâtului dă iluzia unei structuri anatomice complexe de dedesubt, dar ele sunt simple. Au doar 7 vertebre la gât, la fel ca oamenii. Lungimea gâtului girafei necesită plămâni uriași. Aceștia sunt de 8 ori mai mari decât ai unui om. Cu toate acestea, ele respiră într-un ritm mult mai lent pentru că există mult aer mort prins în traheele acestora lungi. Respirațiile anterioare nu sunt eliberate complet înainte ca animalul să înceapă să inspire din nou. Atât masculii cât și femelele girafe au două osicone. Acestea arată ca niște coarne, dar sunt de fapt cartilaj acoperit cu piele. Osiconele femelelor sunt mai subțiri, cu smocuri drăguțe și pufoase. Girafele masculi au osicone mai groase, care, într-o ironie crudă a biologiei, chelesc deasupra. E bine, măcar motivul este bun, în urma luptelor cu alți masculi, sunt curios dacă din același motiv chelesc și masculii sapiens. În fine, totul la girafă este lung, inclusiv genele. Ele le ajută să țină praful departe de ochii foarte mari, cât o minge de golf. Din nefericire, ciudat dimensiunii, girafele nu pot vedea toate culorile, văd nuanțe de roșu, portocaliu, galben, verzui și violet. Girafele nasc în picioare. Puii cad de la înălțimea de 2 metri și se ridică destul de rapid în picioare. În mai puțin de 30 de minute stau în picioare și în doar câteva ore aleargă pe lângă mamele lor. Osiconele lor sunt plate pe cap, la naștere, pentru a evita rănirea mamei, iar puiul rămâne cu mama pentru un an, jumătate, maxim 2. Sarcina e lungă, dar nu atât de lungă pe cât ți-ai fi imaginat, undeva la 15 luni, la naștere puiul are 100 de kilograme. Timp de o săptămână, pentru a-și învăța mirosul reciproc, mama stă izolată în timp ce își linge și îngrijește puiul. După aceea, puiul de girafă se alătură unui grup de tineri de aceeași vârstă. Dacă leii sau hienele atacă, o mamă stă uneori deasupra puiului ei, lovind prădătorii cu picioarele din față și din spate. În unele populații, peste 50% dintre puii de girafă, din nefericire, nu supraviețuiesc primului
an. Gâtul unei girafe, în timp ce este foarte lung, este și foarte scurt. E prea scurt pentru a ajunge la pământ. Atunci când au nevoie să bea apă, girafele trebuie mai întâi să-și desfășoare picioarele anterioare sau să-și îndoaie genunchii. De-abia atunci își poate coborî gâtul pentru a ajunge la suprafața apei. Girafele mănâncă mult, dar nu beau multă apă. Și asta pentru că își obțin o mare parte a apei din mesele cu frunze pe care le-au toată ziua și trebuie să bea apă doar o dată la câteva zile. Chiar și atunci când apa este disponibilă, din belșug și ușor accesibilă, cele mai multe girafe nu beau apă după un program fix, uneori nu beau deloc. Pentru a ajuta la lupta împotriva gravitației, atunci când sângele se întoarce în inimă de la picioarele unei girafe, vasele lor de sânge au pereții groși și mușchi, iar pielea picioarelor este atât de strânsă încât acționează ca niște șosete de compresie uriașe. Aceste adaptări, unii în ce au fost studiate de oameni de știință de la NASA, pentru a se inspira în construcția costumelor spațiale. Inima girafei este enormă, cântărește 11 kilograme și are o frecvență cardiacă în repaus între 40 și 90 de bătăi pe minut. În timp ce oamenii credeau că girafa are o inimă mai mare, în comparație cu alte mamifere, pentru a pompa sânge în corpul său, acest lucru nu este adevărat. Mai degrabă, inima girafei are un mușchi mai gros pe partea stângă a inimii, astfel încât să poată genera suficientă forță pentru a se lupta cu gravitația. Înălțimea unei girafe este utilă pentru a fi atent la prădători, cum ar fi lei și hienele. Vederea excelentă le permite să zărească dușmanii flămânzi de departe și pentru a doborî la pământ o girafă, ai nevoie de câțiva lei. Girafele sunt ierbivore, mănâncă numai plante, hrana lor preferată este salcâmul și își folosesc gâtul lung pentru a ajunge la frunze și muguri în vârfurile copacilor. Limbile lungi le ajută să tragă în jos frunzele, care cresc mult în sus. Așa își petrec mare parte din zi, mâncând, reușind să înghită până la 45 de kilograme de frunze și crenguțe pe zi. Girafele sunt animale foarte sociale, umblă în grupuri. Aceste grupuri au de obicei 15 membri, care sunt conduși de un mascul adult. Celelalți membri sunt femele și masculi tineri. Girafele au nevoie de 5-30 de minute de somn într-o perioadă de 24 de ore. Ele reușesc adesea să prindă un somn rapid pentru doar un minut sau două. Cumulat în 24 de ore, și-au făcut somnul. Pentru a vedea cine este mai puternic, masculii se luptă prin împunsul capului și bătutul gâtului. Aceste lupte nu sunt de obicei periculoase, se termină atunci când un taur, așa se numește masculul girafă, când un taur recunoaște înfrângerea și pleacă. În sălbăticie, aceste creaturi frumoase trăiesc aproximativ 25 de ani. În captivitate au o viață mult mai lungă, pot să treacă de vârsta de 40 de ani. Din nefericire, numărul lor este în scădere, turmele rămase se confruntă cu amenințări teribile din cauza vânătorii și a pierderii habitatului. Casele sunt transformate în ferme, iar copacii pe care îi mâncau sunt tăiați pentru agricultură, pentru a se elibera terenul. Girafele pot alerga cu până la 60 de km la oră, dar nu pot fugi din fața problemelor. În mers, viteza este de 16 km la oră, destul de rapide. Până recent se credea că girafele nu scot niciun sunet, astăzi știm că scot sunete, ele urlă, pufăie, șuieră și scot sunete asemănătoare unui flaut. Multe sunete nu pot să fie auzite de oameni, sunt joase dincolo de raza auzului uman. Egiptenii, pe mormintele antice, puneau picturi cu girafe. Și astăzi, dar și în antichitate, cozile de girafe erau apreciate pentru firele lungi de păr, fire sârmoase, folosite pentru a împleti curele și bijuterii. Și există o industrie pentru acest lucru. Din secolul al XIII-lea, în Africa de Est, se făcea comerț de piei de girafă, lucru care nu a funcționat în favoarea acestora. În cel puțin 7 țări din Africa, unde girafele locuiau bine mersi, nu mai pot să fie găsite. Sunt dispărute deja. Și asta nu e bine pentru nimeni. Girafele sunt esențiale în polenizare. Sunt polenizatori excepționali, pentru că se hrănesc din ramuri la care alte animale nu pot ajunge. Deci, fără girafă, unii copaci ar putea și ei să dispară. Un lucru ciudat și ieșit din comun la girafe este faptul că, în timp ce ele sunt ierbivore 100%, le poți observa în sălbăticie, lingând și mestecând oase de la alte animale. Girafele nu sunt prădători, n-au omorât acele animale, găsesc oasele de care au nevoie pentru un surplus de calciu pe care nu-l pot obține de la plante. Asta nu înseamnă că nu ar putea să fie prădătoare. Sunt în general blânde, dar o girafă adultă poate sparge craniul unui leu cu o lovitură puternică în timpul unei confruntări. Girafele pot să fie și ciudățele, au fost urmărite în sălbăticie, dar și în grădinile zoologice, cum își foloseau limba pentru a se curăța în nas, și există în lume
o girafă albă, una singură. Are o afecțiune genetică rară, leucism, care provoacă pierderea parțială a pigmentării. Se crede că este ultima girafă de acest fel. Existau mai multe girafe albe, dar braconierii le-au ucis pe toate. Aceasta trăiește într-o rezervație în Kenya. Și asta a fost tot pentru astăzi despre girafe, niște animale uimitoare, incredibile, pe care eu nu le-am văzut niciodată în realitate. Mi-ar face mare plăcere să văd o girafă. Cred că aș sta acolo ca maimuța și m-aș uita la girafă. Mulțumesc pentru atenție, nu uitați de share, like și abonare, clopoțelul de notificare, este Alex Cosma și atenție, cad mereu!